Cei care au mașini cu peste 2000 de centimetri cubi trebuie să plătească mai mult impozit, mai exact dublu. Decizia a fost anunțată de premierul Boc. Pentru mașini cu o capacitate cilindrică de peste 2000 de centimetri cubi va fi plătit un impozit dublu. Exemplul indicat de acesta se referă la următoarele. Dacă în prezent posesorul unui Audi A6 scoate din buzunar 468 de lei, începând de astăzi, aceștia vor scoate din buzunar 936 de lei. Taxele noi vor fi incluse în noul cod fiscal promulgat prin ordonanță de urgență. Vor crește impozitele și pentru celelalte categorii de vehicule. Până acum, la 1600 de centimetri cubi, se plăteau 7 lei pe 200 de centimetri cubi. De acum încolo se vor plăti 8 lei. La fel este și pentru categoria 1601-2000 de centimetri cubi, unde se vor plăti 18 lei pe 200 de centimetri cubi. Pentru autoturismele cu capacitate cilindrică cuprinsă între 2001 și 2600 de centimetri cubi inclusiv, impozitul crește de la 30 de lei la 72 de lei. Creșterea cea mai mare va fi la mașinile între 2601 centimetri cubi și 3000, inclusiv, care va crește de la 60 de lei la 144 de lei pe 200 de centimetri cubi, dar și la autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 3001 centimetri cubi, care va crește de la 120 de lei la 290 de lei la 200 de centimetri cubi. Reghinenii nu au o părere bună despre aceste majorări, în special dacă cineva își întreține familia cu o asemenea mașină. Păi mi se pare o operație, e ceva chiar care nu ajută cu nimic, mai ales persoanele fizice, cu salarii mici. Totuși, guvernul a spus că mașinile peste 2000 sunt mașini de lux. Păi, parțial da. În mare parte. Dar mai sunt și care le folosesc în scopuri, deci pentru a-și câștiga subsistența. Și care mă gândesc că îi defavorizează într-un anumit fel. E destul de rău, că e cam scump. Unii au spus că mașinile peste 2000 sunt mașini de lux. E adevărat că mașini de lux. Cine are să-și cumpere mașină de lux, poate să-și plătească și impozitul ăla, sau cum se spune. Dar mai sunt și mașinile, știu eu, cu care mulți își fac munca zilnică, cum ar fi dubele. E bine, acolo e altă treabă, că le-aș câștiga existența din cu mașina care o are. Păi cred că cine are bani mulți are mașini peste 2000 de centimetri cu. Asta e părerea mea și își permite ca să plătească. Pot fi numite mașini de lux? Păi unele chiar, altele depinde și de vechimea mașinii, că unul de 25 de ani peste 2000 de centimetri, cred că nu-i de lux deja. Totuși sunt și oamenii, cum ar fi cei care utilizează dubele în scopul de a-și câștiga existența. Asta e o altă categorie, își câștigă existența și, deci asta nu mai e de lux, dar a revenit după el, mă gândesc, nu știu, dacă merge afacerea, dacă nu... Atunci, asta e situația. Nici autobuzele, autocarele și microbuzele nu scapă de noul impozit. Mai nou, majorarea este de la 20 de lei la 24 la 200 de centimetri cubi. Diferențele de impozit rezultate ca urmare a ordonanței pe anul în curs vor fi plătite de către posesorii de autovehicule până la data de 31 decembrie 2010, urmând ca cei care le plătesc până la 30 septembrie să beneficieze de bonificația stabilită prin hotărârile consiliilor locale.